La baza sportivă de la Arpechin Pitești s-a desfășurat turneul de tenis 10 organizat de Federația Română de Tenis. La această competiție a participat și Clubul Sportiv Dacia Mioveni 2012, cu un lot format din 5 sportivi. Bădiță Ștefan, categoria roșu, Nole Andreea, categoria portocaliu, Pană Rareș, categoria portocaliu, Seciu Matei, categoria portocaliu și Dumitru Victor, categoria portocaliu. S-au evidențiat Bădiță Ștefan aur la categoria roșu, în vreme ce la categoria portocaliu, Seciu Matei s-a clasat pe locul al doilea, iar Dumitru Victor pe ultima treaptă a podiumului.